Bună, bun venit la un nou videoclip și astăzi vreau să fac încă un unboxing cu cărți. De data asta am doar două, deoarece nu prea aveam ce să ne aleg. Erau foarte multe, dar că am vrut decât aceste două. Anume, o să le vedeți imediat. Prima carte este de la Fanny Green, cred că deja v-ați dat și seama. Este Bunicuța Hoț Umană. Eu mi-au cărți ori de la Cărturești, ori de pe site-ul Arthur, ori de la Ocean. Asta am luat-o de la Ocean cu 33 de lei, 0,9 bani. Și să-l și desfacem. Nu știu foarte multe despre ea, nu am auzit nici recomandări așa multe. Și da, este prima mea carte de la Fanny Green. Dacă sunteți curioși, are și ilustrații, văd. Nu știu dacă se vede foarte bine. Da, are un scris. Cred că acesta este de copii mai mici. Cred că o să citesc în maxim 2 zile. Următoarea carte, dar și ultima, este Olguța și un bunic de milioane. Am și volumul 2. Mi-am luat volumul 2 deoarece îl avea doar pe 2 și nu-l avea și pe 1. Și m-am gândit să-l iau, pentru că după nu o să-l mai găsesc. Chiar nu l-am găsit. Și l-am luat pe acesta, dar pe acela l-am luat mai de mult. Desfacem și pe el. Am auzit că este o carte superbă și a costat 33,9 lei. Și de aceea m-am gândit să o și cumpăr, dacă nu știți care este a doua, este aceasta. Olguța și Operațiunea Jaguar. Așa arată. Nu are foarte multe ilustrații și are un scris nu chiar mic. Nu pot să zic mic, adică atât. Și să caut ce ilustrații. Adică uitați ce ilustrații frumoase. Și ea, cred că o să citesc foarte ușor. Este de Alex Moldovan și asta este de David Williams. Nu știu dacă pot să aduc aia, pentru că, da, stați puțin, uitați. Olguța și Operațiunea Jaguar. Ea are un scris asemănător și are destul de multe ilustrații. Aceasta am de mai mult timp, de câteva luni, că nu prea mi-am mai cumpărat cărți în ultima vreme. Și puteți să citiți și sinaxisul. Și la micuța. Și da, cam astea au fost cărțile. Nu mi-am luat prea multe pentru că nu prea am vrut. Am vrut decât astea două. Și cam atât. Sper că v-au plăcut și sper să vă inspire și pe voi mai mult să citiți. Eu cu siguranță o să le citesc în vacanța de iarnă. Da, știu că stați. Cam atât a fost cu vlogul ăsta. Pa, pa!